Bucurie în rândul șoferilor. Începând de astăzi, aceștia circulă din nou direct de la Teatrul Tudor Vianu până la intersecția de la Parcul Alei. Strada este prevăzută cu o trecere de pietoni între Oficiul Poștal 1 și Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis, marcată corespunzător, iar limita de viteză a autovehiculelor este de 30 de km pe oră. Tot aici au fost montate indicatoare de oprire interzisă de zonă rezidențială, două care să indice programul, alte două de interzicerea traficului pentru autovehiculele cu tonaj mai mare de 3,5 tone și 4 indicatoare de trecere de pietoni. Conducătorii auto se declară mulțumiți că nu mai ocolesc atât, dar și de calitatea străzii. E foarte bine că e mai aproape și nu mai ocolim. Drumul e mai bun pe aici, deci suntem mulțumiți. Mult mai ușor de circulat și restricția nu va face decât să faciliteze tinerilor plimbările. Și dacă șoferii se adaptează imediat, nu același lucru se poate spune despre pietoni. Un angajat al poliției locale din zonă le mai atrage atenția giurgiuvenilor confuzi care merg pe benzile auto. Știți că nu mai aveți voie pe stradă? Acum am văzut mașinile când a trecut pe eu, mam. Au făcut și treceri de pietoni? Am. Da, eu am venit la muzica aici la fată, vorbim cu ea, n-am observat. Știam. Am văzut mașinile când am venit de la bloc. Este frumos, sigur că da, dar e bine că în unche nu mai circul ca să mai meargă și copiii, să mai fie discuții și alte divergente. Programul destinat circulației rutiere pe această stradă va fi de duminică după ora 24 și până vineri la ora 18, urmând ca strada să rămână pietonală la sfârșit de săptămână, respectiv de vineri seară și până duminică la miezul nopții.